în aceste țări. Desigur, doamnelor și domnilor, Republica Moldova este și va rămâne o prioritate incontestabilă a politicii noastre externe. Vom acorda în continuare un sprijin consistent acolo unde este nevoie, acolo unde este reală nevoie, în măsura resurselor de care dispunem. Susținerea fermă și de substanță a Republicii Moldova a fost reiterată de altfel foarte recent și cu multă putere de către primul ministru Dacian Cioloș cu ocazia vizitei pe care a întreprins-o săptămâna trecută la Chișinău.